Ați fost invitați la ședința ordinară? Nu știu, poate. Evadea locul de la 21-12, a sediu primăriei, cu următoarele proiect de ordine de zi. O să-i dau cuvântul domnul primar, să citească, să prezinte ordinea de zi. Astăzi avem obiectiv cu mai mult, cu ordinea de zi, avem 14 punct plus diverse, da? Punctul numărul 2, hotărâri de modificare bugetului propriu de venituri și cheltuieli ale Comunei Pacnicea, liste de investiții actualizată și a actualizat pe anul 2022. Punctul numărul 2, proiect de hotărâri de stabilire a impozitului la taxelor locale și la taxelor special datorate de persoane fizice și juridice Comuna Pacnicea până anul fiscal 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul situat în intragranul satului Pacnicea, în suprafață de 191 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 60052, aparținând domeniului privat al Comunei Pacnicea, județul Bacău, a metodologiei privind vânzarea acestui imobil și vânzarea imobilului în exercitarea dreptului de prevențiune prin negociere privită cu SC Optima Plus SRL. Proiectul numărul 4. Proiectul hotărâri privind aprobarea statutului Comunei Pacnicea, județul Bacău, actualizat. Punctul numărul 5. Proiectul hotărâri privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planului de urbanism sau amenajarea a terenului. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special de reprezentare reprezentatului legal al poate Comuna Pacnicea în ARA, ADIR, cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței ARA, ADIR, din data de 23-12-2022. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatului postului local al Comunei Pacnicea în cadrul Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității CEA al Liceului Tehnologic Georgeta Dugea Carcipol Pacnicea. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție DALI SF și a indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiție construire pod SAD Vlad în Comuna Pacnicea de sub Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Saline, precum și asume reprezentând categoria de cheltuieli finanțate de bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și actualizarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiție, construire, centru comunitar integrat, SAT, Pacnicea, Comuna Pacnicea, județul Bacău. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a documentației tehnico-economice faza SF și a proiectului tehnic de execuție și obiectiv de investiție construire sală de sport în Comuna Pacnicea, județul Bacău. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prindării amplasamentului obiectivului de investiție construire sală de sport în Comuna Pacnicea, județul Bacău. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Pacnicea în ALDA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Salvizare Bacău, cu privire la punerea înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIS în data de 22-12-2022. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiere între Administrația Națională a Apelor Române prin Administrația Bazinală de Apă Siret, privind predarea privată imobil teren în suprafață de 707 metri pătrați, scopul realizării investiției, construire pod SAD Vlad, Comuna Pacnicea, județul Bacău. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședința Consiliului Local al Comunei Pacnicea, județul Bacău, pentru ședința din lunile ianuarie, februarie și martie anul 2023. Punctul numărul 15. Diverse. Da, o să propun solicitarea aprobare procesului de rat în data de 24 noiembrie 2022. Cine este pentru? Mulțumesc, și alții mei. Acum propun de aprobare ordinea de zi. Cine este pentru?
Mulțumesc. Deci, la punctul numărul 1, noi ne hotărâm de aprobare a ridicării de 28 de procedură la Comunul Palmecea, a listei de investiții actualizată și a PAP actualizată pe anul 2022. Dăm cuvântul domnului Grecu Vasile, domnul Dragul. Domnule Consiliu, bună ziua! Avem rectificarea numărul 5, care se face în concordanță cu Azienda de la Finanțele Publice Bacău, 4.195.000 de care comunică influențele asupra de capate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate, sumă de 290.000, din care 240.000 de lei pentru burse școlare și 60.000 de lei, 50.000 de lei pentru asistență personală personală cu handicap. Mai avem hotărârea Guvernului numărul 1508 din 19 decembrie, în care se repartizează suma de 60.000 din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru sumele capate din TVA pentru elaborarea în centrul locale, suma ce va fi folosită pentru cheltuieli curente și bunuri publice. Și mai avem și, datorită depășirii încasărilor la venituri, suma de 56.000, suma care va fi utilizată la cheltuieli pentru bunuri și servicii. Sumele au fost cadate în buget de clasificații economice după sumă din buget. Ați avut la dispoziție materiale, dacă aveți întrebări. Așa avea eu una. Toate cheltuielile merg prin bunuri și servicii. Da, de acolo e primitele nevoie. Am înțeles. Da, de acolo și la bunuri servicii mai mai multe. Am înțeles. Bunuri servicii. Nu chestii care poți să faci cu un parte. Nu dai fiecare găleată, poți să zici bun servicii. Deci, general, practic. Da. Mai are cineva întrebări? La punctul 1? Comisia numărul 1? Da, o să le spun eu. Deci, comisia numărul 3? Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc și o abținere. Sesiunea punctul numărul 2. Deci, punctul numărul 3, proiectul hotărârii de stabilire a impozitului taxe locale și atacuri speciale datorate de unele fizice și juridice, în Comuna Palmecea, în județul Bacău, anul fiscal 2023, dăm cuvântul domnului Grecu. Da, după un timp, impozitul taxe locale se bazează la anual în funcție de limite de inflație publicat de Institutul Național de Statistică. Pentru anul 2023, propunem majorarea impozitului taxe cu doar un nivelul inflației, în procent de 5,1%. Rest, faptele sunt cu aceleași care anul trecut. Dacă aveți dumneavoastră discuții pe temă. Deci, noi avem posibilitatea ca să mărim taxele și impozitul la cât dorim noi, dar având în vedere PSI-ul sau mărim, salariul sau mărim, toată lumea e. Nu are rost, dar avem obligația ca să mărim taxele și impozitul cu indicele de inflație. Acolo și suntem obligați. Atât, în rest, nu. Eu nu solicit să mărim mai mult față de indicele de legea. Ceva mai ai trebuie? Nu. Comisia nu. Aviz favorabil. Comisia nu. Comisia nu. Aviz favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc și o abțin. Punctul numărul 3. Proiectul hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pe terenul situat în intrajarul satului Palmecea, în suprafață de 191 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 60052, aparținând domeniului privat al Comunei Palmecea, județul Bacău, a metodologiei privind vânzarea acestui imobil și vânzarea imobilului prin exercitarea dreptului de primejdiune prin negociere directă cu SC Optima plus SRL. Aici, la, știți că domnul Avram, Optima Plus, are acolo jos la târg, închideat cu teren, care are construcțiile alea pe el, nu beneficiem de nimic și am stabilit ca să vin, să fiu proprietar, să pot să-și fac locul cinte de acolo, să nu mai avem problemare, chirii de la Revoluție. Deci, a fost punctul ăla chiar mai ce face pe jumătate. Nu s-a fost o linie să construiești ceva pentru pirâtul aia asta, adică ca să faci, să ne facă pe aia, să faci ca avea ceva de cost mai mult decât. Am avut în vedere prețurile care e inclusă.
este evaluare făcută de un evaluator specialist, nu de noi, nu stabilim noi prețurile, da? Păi nu stabilim, nu stabilim, dar la valoarea asta chiar nu merită, pentru că dacă putem lua o concesiune 49 de ani și cum este dinamită de revoluție sau de fictitul revoluției, la ce se dau în cheie contractul? Omul vrea să-și facă, deci omul vrea să-și facă și ceva acolo și el acum o profită de treabă. Practic profit, eu vreau zic că el nu-i am pus în schimb cu el. Și terenul pe care am pus schimb, e de cimpul ăsta. Și el vrea să-i acumulesc în două. Știți, unii care s-au făcut, sunt altă parte din problemă. Dar problema este că, totuși, este o clădire, este o clădire. Clădire s-a ajuns. Clădire, proprietatea lui, numai terenul este al lor. Nu prea văd eu cum poate să fie un parc cu clădirea de-a avem un punct, da? Deci, omul închidea terenul la primărie, omul s-a făcut construcții de acolo. Nu știu ce i-a autorizat și o a pus pe sau ce așa. Deci, asta, e, asta este proiectul de hotărâri. Cine este de acord, este cine nu. Păi nu, da, totuși ne discutăm. Discutăm, dar putem timp de prea mult și să se face. Dar prețul care este? Avem timp. Trebuie să fim și prelegătorii, așa și de asta mă gândesc. Avem tot timpul. Nu este vina mea că ne-am lungit cu discuția înainte. Dar în același timp. Nu mai v-ați întrezit un pic raportul din expertiză. La deja fost la urmăriți și la preț. Deci sunt documente firma cu evaluare PFRD, care a stabilit o valoare de vânzare de 5.400 de lei. Vreau să precizez că pentru terenul concesionat plătește o rezidență, care este 230 de lei. În funcție de metru pătrat, după tariful la zi. Ok, deci practic în 20 de ani noi le recuperăm banii așa. Dar cine a comandat această... Expert. La locul de evaluare, noi, primăria. Și cât a costat acel raport? 1.000 de lei. 1.000 de lei. Deci, practic, noi din noi 58 de milioane de lei sau 5.800 de lei noi. Am dat 1.000 de lei pentru expertiză. Da, da. Am fost din jur. Am publicat astralic și toate astea. Deci, noi, practic, noi le-am dat gratuit. Dar vreau să spun, nu-i gratuit. Vreau să mai precizez că procedura de vânzare se organizează în licitație pentru care să putem licitație, satul, pe care, din tactul respectiv, putem recupera din urmă acelea sume. Deci, expertiza, schița cadastrală și toate astea se credează la momentul vânzării. Dar și pe mine poți să înscrii ca o secretă firmă. Dar nu poți să înscrii cu el, cu el, deci noi ne negociem direct cu el, da? Direct cu el negociem. Iar ăsta nu este prețul fix de vânzare, deci negocierea pornește la prețul ăsta. Am înțeles. Noi avem dreptul de a solicita acest spis. Mai puțin de sumașă, nu mai este. O să luați mai mult, că să ceri mai mult decât acolo? Nu. Ba, ce mult, mai mult, deci nu poți să dai exact cu ce ai făcut. Cheltuielile alea, măcar. Cheltuielile, da, da, măcar cheltuielile. Așa, acolo, știu, o să vedem. Eu am avut un... Am mers pe un fix, am 20 de ani. Am zis că nu mai vând teren la Păriceniu. Nu, terenul lor, pământul lor, eu nu vând. Dar, având situația asta, nu am pus să nu vedea. Dar nu are prostuit acolo și da, nu înțeles faza de ceva. Și noi aveți ce faci acolo. Aia e. Cum să spun? Terenul ăsta, terenul lui, plus iar terenul nostru. Da, da. Dar în ciul ăsta să-l ținem acolo, în 200 de metri pătrați, îi și facem. Nici el nu-l stăpânește, ce rău bine. Nu, bine. Nu, vreau să folosească ceva, nu știu, să fix atât să facă, nu știu ce trebuie. Bine. Dă-mi la... Împotrivă. Deci o abținere da. Și una împotrivă. Da. Și 10 voturi pe da. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului Comunei Palincea, județul Bacău, actualizat. Ce îmi vedeți acolo? Statutul Comunei? Da, da. În cadrul comisiilor de ieri, domnii consilierii prezenți au luat la cunoștință de actualizarea acestui statut al Comunei Palincea. După cum vă amintiți,
Noi l-am mai aprobat în anul 2017. Iar acum am venit cu actualizarea pe codul administrativ și pe un ordin al Ministrului Dezvoltării, numărul 25/2021, care are un model cadru. L-am adaptat și noi la Comuna Balincea. De data aceasta, statutul are și anexe. Am să vi le prezint un pic. Deci el, ca și cuprins, este format din 12 capitole. Avem capitolul 1, prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale, capitolul 2, autoritățile administrației publice locale, capitolul 3, căile de comunicații, capitolul 4, principale instituții care desfășoară activitatea pe raza unității administrativ-teritoriale, capitolul 5, funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale, 6, bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale, 7, serviciile publice existente, 8, atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și obiective de interes public local, 9, societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile non-guvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială, 10. Participarea publică, 11. Cooperarea sau asocierea, 12. Dispoziții tranzitorii și finale și anexele. Iar la anexe, avem anexa 1 cu modelul sistemei comunei Balincea, după cum o parte de la amintit, noi am făcut un proiect hotărâri cu adoptarea sistemului comunei Balincea, dar s-a aprobat la nivel de prefectura județului Bacău și o să trebuiască să reluăm din acest considerent. O să folosim până atunci sistema României pe actele administrative. Avem anexa 1B, steagul, da? Deci la fel neavând, sunt autorități care și-au aprobat un steag pe lângă cel al țării noastre, un steag al localității, care putem aproba și noi. Deci tot din acest considerent o să folosim în toate oficialitățile și ședințele publice steagurile țării. Avem imnul, care este imnul țării noastre. Anexa 2 este prezentarea geografică a comunei cu fotografii, chiar vă invit cei care n-ați reușit să parcurgeți acest proiect. Avem componența și structura populației pe sate. După cum știți, comuna noastră este structurată administrativ din 10 sate, da? Avem anexa 6, componența nominală din 1992, de la primele alegeri și până în prezent, a mandatelor consiliilor locale și ale primarilor și viceprimarilor. Deci este interesant și anexa asta pentru dumneavoastră să vedeți așa o retroperspectivă celor care au fost aleși locali. Anexa 7 este procedura privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei, deci avem și posibilitatea prin hotărâri de consiliu local și potrivit statutului și al regulamentului să acordăm acest titlu persoanelor care considerăm că merită această distinție. Avem anexa 8, rețeaua rutieră cu drumurile care parcurg localitatea noastră. Anexa 9, principalele instituții din domeniul educației și sunt enumerate aici, educației și culturii. Anexa 10, principalele funcții economice, funcțiuni economice, deci aici sunt prezentați toți agenții economici care desfășoară activitatea pe raza comune. Anexa 11 este inventarul bunurilor aflate în domeniul public și privat al comunei. Și cam atât. Deci cu asta se închide statutul. Când o să aprobăm forma finală și îl edităm, o să îl publicăm pe site și chiar vă invit să-l parcurgeți integral, pentru că este o carte de vizită a noastră, a Comunei Balincea. Mulțumesc!
Mulțumesc, doamnă secretar. Avem ceva? Întrebări, da? Nu. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, abținem. Punctul numărul 5, prin hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborare sau revizuirea planului de urbanism sau de amenajare a teritoriului. Dă cuvântul domnului primar. Bună ziua! Știm cu toții că planul urbanistic general al Comunei Palincea este în etapa de actualizare. Astfel încât trebuie să s-a elaborat proiectul de hotărâre pentru a aduce la îndeplinire prevederile articolului 57-58 până la 61 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificările și completările ulterioare și în baza ordinului 2701 din 2010 a Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului privind aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare și de urbanism. Prezentul regulament stabilește componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, în conformitate cu articolul 61 din legea 350/2001. Informarea și consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, și este parte integrantă a procedurii de inițiere, elaborare, aplicare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi adresați. Cum faceți să anunțați publicul? Ei, conform regulamentului, se fac anunțuri, se face în ziar, sunt mai multe etape. Anunțarea publicului se face la avizare de către mediu, de către Direcția de Sănătate Publică și sunt mai multe informări care, pe care trebuie să le parcurgem conform procedurilor legale vigoare. Înțeleg că țineți cont și de părerea celor din... Întotdeauna. Din comun. Da, deci părerile care și toate informațiile trebuie să fie pertinente și să fie adaptate comunei noastre și planului de urbanism. Am înțeles, da. Mulțumesc. Hai să vă întrebări. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc, nu știu ce. Punctul numărul 6. Hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal OAT Comuna Palincea, în Agadir, cu privire la punctele scrise pe ordine de zi, ședința Agadir, din data de 23.11.2022. Aici cine ocupă acum? Cu tot. Da. Și ăsta din... Și ăsta tot acolo, nu? La DIP și la DIP. La DIP și la DIP se separate. Da. Deci, urmărează ședință de 20 decembrie și se va prece la dreptul de vot. Pentru a fi adoptat, trebuia aprobat un mandatul... Știm. ...la fiecare ședință. Da, știm. Deja știm treaba asta, că s-a întâmplat. Da. Reprezentantul Silva, tot, domnule. Comisia numărul 1. 2. Aveți favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 7. Proiectul hotărârii privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Palincea în cadrul Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității CEAC al Liceului Tehnologic Georgeta Giurgea Cancicu Palincea. Aici trebuie să... domnul proiectul hotărârii cu un reprezentant legal și cu un înlocuitor. Deci, pentru comisar de la școală, cu evaluarea calității învățământului, cu tot ce e făcut acum. Eu am, am spus în felul următor ca să pun pe cineva din aparatul specialitate. A primarului. M-am gândit ca să nu fie o persoană de aici, așa fac eu o propunere, pe propun ca doamna Creangă Andreea. Ea mă e din localitate, nu are treabă cu nimeni. Și
numărul 1 și numărul 2 pe Tamba Costel Adrian, ca locuitor. Dacă sunteți de acord. Eu aș avea o altă propunere. Adică aș merge cu momentul să trăim pe marținat și un consilier din Consiliul Dirigional. Suntem din 13 minute, iar să trăim unul. Merge creandru și merge un consilier. Deci, asta îi spun și nouă. Nu, stați un pic. Deci, consilierul este, deci al doilea este rezervă. Deci, da, știm, rezervă. Da. Da, dar asta merge rezervă, dar cum e creandru. Dar cum e creandru? Da, creandru merge. Deci, atunci, faci să trebuie. Trebuie să mergi doi și îți mergi din aproape de specialitate. Deci, nu mergi doi la știu. Merge creandru, da? Da, că nu o să fie oricine. Da, da, da. Da, poți, nu vreți, da. Că poți, nu poți să mergi în consilier. Deci, nu poate să fii, dar să fii consilier local, nu ai voie, da? Dacă consilier? Da, dacă e consilier local, nu ai voie. Dacă e consilier de administrație, nu ai voie. Trebuie să nu ai nicio treabă cu consilier local, cu consilier de administrație, cum ai. Cu de asta am spus, că Tamba, el nu are nicio treabă, doamna Dragă nu are nicio treabă. Da, a spus de neult. Bine. Propun că doamna Dragă nu are nicio treabă. Că da. Le-a propus-o. Le-a propus-o primar. Cine este Pedro? Nu merge la comisie, nu? Domnul Andreeș, votați. Deci, ca să ne înțelegem, doamna Creagă Andreea, reprezentantul legal și rezervă Tamba Costel Adrian, da? Da, da. Și această evaluare care va fi făcută, va fi făcută publică, cum vine? Da, da, nu e singurul deci, dar sunt din partea școlii, dar sunt respectivat de școlar, dar îți mă ajuns normal cu decizii publice. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții DALI plus SF și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții construire pod satul Gade Comuna Parnicea Drepsul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Antiesaline, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dă cuvântul domnului Ingeru. Deci, cum știți, Comuna Parnicea a depus o cerere de finanțare pentru, prin programul Anghel Salini pentru construirii pod satelat din Comuna Parnicea, județul Bacău. În lista cu proiectele aprobate, în urma evaluării, este și proiectul nostru pentru suma de 1.571.556,96 lei. Pentru a merge în etapa următoare, trebuie să am propus acest proiect de hotărâre, astfel încât să poată fi semnat contractul de finanțare. După cum ați observat, cred, cheltuielile, așa cum au fost prevăzute în cererea de finanțare, de la bugetul local, sunt 91.300 de lei. Dacă aveți întrebări, vă rog să vină acest. Am văzut acolo plin. Făcut din tablă, tabuzarea aia de 3 seturi. Da, deci, dacă vreți, pot să vă prezint ce înseamnă fondul da, din tablă. Da. Acestea sunt fondurile din tablă. Înseamnă că este o tablă care se... Deci este adaptat în acestor tipuri de construcții. Am înțeles. Da? Da, da. Ok. Da, ce să vă zic? Pun comisia nr. 1. Comisia nr. 2. Comisia nr. 1. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio acțiune. Trece la punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și actualizare de acordul tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în construire centru comunitar integrat, sat Parnicea, Comuna Parnicea, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului Marion. La fel, Centrul Comunitar Integrat a fost aprobat prin ADR. Este un proiect POR, Program Operațional Regional, pentru care am obținut o finanțare de 400... de lei. Având în vedere ultimele evoluții ale prețurilor și situației din țară, devizul general actualizat a fost în ianuarie, astfel încât
pentru a putea scoate la licitație, cheltuielile trebuie să fie viabile, adică să corespundă costurilor pieței. În acest context am venit cu acest proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți. Aici vine un pic acest. Înainte, când am depus, ne întâlnim cu proiectul ăsta de câțiva ani și datorită inflației care a crescut prețul de au luat din afară, o trebuie să actualizăm. Și atunci ce dată? Deci, valoarea totală este 1.000.000, 247.000. Cu tot cu TVA. Da, cu tot cu TVA, 726.60 lei. Deci, nu putem să scoatem la licitație cu devizul vechi, pentru că vă să vină nimeni sau studiază să dă hotărâri după să locație de cumva suplimentar. Sau vine omul la licitație, studiază și după aia Dumnezeu că nu poate să facă, nu mai lucrează, pleacă și tot cu timpul. Așa am actualizat prețurile, scoatem la licitație construcția în funcție de banii care ai rămas. Nu facem totul. Acum facem câțiva bugeturi din anul 2023 la buget, o să punem câți bani o să putem, da? O să vină, o să ne aduce la roșu, după care, în funcție de ce bani avem, o să investim în clădirea respectivă. Adică, cum facem ca anul viitor să vedem toată clădirea, pentru că nu avem posibilitatea. Că noi prima dată, când am început proiectul, aveam cofinanțare 200 de lei. Deci, de la 200, uitați unde am ajuns la unul de față. Atunci, dacă făceam atunci, aș ne aproba atunci, tot să semnăm contractul, dar când au venit să ne contract, a durat un an și jumătate. Deci mi-au aprobat finanțarea, dar mi-au chemat semnarea contractului după un an și jumătate. Prețul iau, s-au triplat. Deci nu mai vine nimeni să-ți facă, știți? Cum am pățat și cu podul de la 3 fructe. Nu am spus la citație, nu se scrie nimeni, că o trebuie să mai pune diferență, ca să, așa pățăm și aici. Așa facem treaba de la început, ca să știm cu ce avem de făcut. Mai sunt întrebări la punctul? Nu. Comisar Mără. Comisar Mără. Comisar Mără. Comisar Mără. Cine este? Eu. Sunt eu mă abțin. Avem o abținere. Deci, punctul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a documentației tehnico-economice, faza SF și a proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții, construire sală de sport în Comuna Palincea, județul Bacău. Dă cuvântul la Dumnezeu. Din nou, Comuna Palincea a depus o cerere pentru finanțarea unui proiect de astfel de tip la CNI. În ianuarie 2021 am fost informați că cererea noastră de finanțare a fost evaluată și aprobată. Urmând să parcurgem următoarele etape în vederea implementării acestui proiect. Astfel încât, în această perioadă, a fost emisă autorizația de construire pentru acest proiect, iar în acest context am venit cu două proiecte de hotărâre, unul privind aprobarea notei conceptuale a proiectului tehnic de execuție, iar următorul care va fi pe ordinea de zi este cel de predarea amplasamentului. Deoarece, conform ghidului de finanțare, CNI va scoate la licitație proiectare și execuții. Astfel încât terenul va fi predat, amplasamentul pentru acest obiectiv de investiție va fi predat Ministerului, iar după executarea lucrărilor se va preda unității administrative teritoriale împreună cu imobilul care va fi executat. Dacă aveți întrebări. Trebuie să la tot faci. Bine. Comisarul Român. Comisarul Român. Comisarul Român. Cine este pentru? Vaccineta. Da. Vaccineta. Da. Nu trebuie să vă așa, cum mergem și la punctul 11. Punctul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea predării, amplasamentul obiectiv de investiții, construire sau de sport, pentru un aparat în județul Bacău. Domnul Sorin Brunari, o mai o prezentat. Da, deci doar precizez faptul că suprafața care se va preda este de 2410 metri pătrați și face parte din documentația cadastrală.
Deci documentația cadastrală care a fost dezmembrată din documentația mare în care făcea parte și sezonatul. Da, din capus, da. Și valoarea acestor lucrări conform devizului estimativ, pentru că va trebui să facem și un deviz estimativ, este de 7.425.579 de lei, construcții și montaj. Valoarea totală este de 8.300.000. Trebuie să contribuim și noi aici, dar duce, nu? Vom vedea atunci când se va face proiectul și devizul tehnic cu toate cheltuielile. Întrebări? Eu am o întrebare. Pentru depunerea acestui proiect, ce cheltuieli au fost făcute de către primărie? Am făcut studiul de fezabilitate. Da. Și am vizit. Cât au costat? Acum nu pot să vă zic exact, pot să mă informez și la ședința următoare să vă spun exact care este. Mulțumesc. Adică se depun, eu, sunt foarte frumoase proiectele astea, sună foarte bine. Doar că s-au depus și în anii trecuți, în ultimii 4, 5, 6 ani, s-au depus proiecte. Câte proiecte s-au dus la capăt? Câți bani s-au cheltuit cu studiile astea? Adică, în momentul când se face un proiect, să și crede, că să, adică nu numai că doar credem, avem certitudinea de 80% că acel proiect merge, sau doar cheltuim bani pe fezabilități, pe studii de caz și pe toate astea, și doar depunem ca să depunem. La toate studiile care s-au făcut, de câte știu eu, așa, cam toate sunt indicuți de finanțare, de care s-au semnat contracte de finanțare, deci nu avem niciun proiect care să fie plătit, să nu fie... Toate s-au aprobat, tot ce a trebuit, dar ce studiu am avut? În afară este sala de sport, da? Da. Centru comunitar, alimentare cu apă, canalizare, pentru Mărieș și Vlandic. Da. Ce mai avem? Rețele de luminat sau ce mai fost? Rețele de luminat s-au făcut. Ce proiect mai avem? Care avem apă și canal pe care le-am depus pe Agheța. Gazul depus prin asociația de depus, adică la care așteptăm să prindem finanțare sau la care au prins finanțare și mergem mai departe cu el, nu? Ce spuneți când plătim și asta? Și general, în țară, sălile de sport prin CRI s-au executat. Deci, în afară de clădirea asta construită, nu prea am văzut altceva care să dacă avem finanțare, da, la centru comunitar, la producul Avlan, la tot ce avem noi, nu? Avem finanțarea eu, deci nu se poți să bați de bani, să faci o dată pe toate. Și gaz, la gaze naturale, a fost depus pe Angel Salini, gaz naturale, știți că suntem scriși la de Ungureni Filipeni, da? S-a depus, așa, o trecut din prima etapă cu bine, nu ne-au cerut clarificări la prima etapă, s-a totul e ok, deci în continuare. Da. Comisia Mărău. Comisia Mărău. Cine este pentru? Vă abțineți? Da, vă abțineți. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Palincea, ANA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordine de zi a ședinței AGA Aviz din data de 22.13.2023. Aici știți și vă. Nu, e ca similară ca la locul adică la DIS, cu care iată ședință pe 22 decembrie, adică mâine, pentru care, pentru a vota, trebuie să aprobat un lucrător. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc, în șapte. Punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între Administrația Națională a Apelor Române prin Administrația Bazinară de Apă Siret, privind predarea preluarea imobilului terien în suprafață de 67 metri pătrați, în scopul realizării investiției, construire pod, sat, plan, Comuna Palincea, Județul Bacău. Domnul Comandant, după cum am discutat anterior, vis-a-vis de podul de la Vlandic, care este, va fi finanțat prin programul Angel Salini, pentru obținerea avizului de la Apele Române, este nevoie de acest protocol, deoarece suprafața de teren din Albia Râului Soci este în administrarea Apelor Române. Astfel, suprafața totală ocupată de lucrări în Albia Minora Râului este de 707 metri pătrați, din care suprafața ocupată de podul cu structură metalică și lucrările apelice este de 322 metri pătrați,
La fața ocupată definitiv în amonte și aval de pod de zidurile de sprijin prin gabioane și praguri de fund din beton este de 226 de metri pătrați, iar suprafața ocupată temporar de lucrări de colmatarea albiei și taluzare este de 159 metri pătrați. Aici este procesul invers. Apele Române ne vor da nouă spre administrare terenul pentru a putea efectua lucrările pentru obiectivul de investiții, iar după ce vor fi finalizate lucrările, acest teren va fi predat Apelor Române. Dacă aveți întrebări. Întrebări? Punctul numărul 14, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședința Consiliului Local a Comunei Paricea, Sfântul Bacău, pentru ședințele din lunile ianuarie, februarie și martie anul 2023. Și începe anul 3. Și propun? Tot am văzut, hai să luăm. Sunteți de acord cu doamna? Cine este legea? Dobranș. Nu credeți că scrie. A divers cine mă scrie numărul 1? Cine să scrie? Să scrie domnul primar. Mai dai ceva să scrie la diverse? Mai era așa. Eu. Lăsa cum mă întrebi și mai cine? Da, eu nu vreau ca să spun altceva, decât vreau să vă urez sărbători fericite. Un an nou, mult mai bun, mult mai bogat, cu toți vă duc cu ei, primul rând, cu sănătate și cu bine cât mai mult și tot ce aveți nevoie de fiecare mare. Mulțumesc! Și eu aș avea de urat colegilor mei și domnul primar să tot un an poate mai bun, mai prosper, să fim sănătoși și la un țas, o sărbători fericit, un Crăciun fericit. Mulțumim! Domnul Ciprian, care este domnul primar? Dacă începem cu la putem să-mi dăm de mărea cu drumul în partea la acolo, în partea, o să avem o intervenție, este chiar acolo, la Neantot, unde pleacă din terenul, o să intervenim acolo, din casă și pe ca să putem să cipăm poate exact, da. Deci va fi blocat. Au vehicule care sunt dotate de mare de 3,5 tone, da? Pe zona aia va fi blocată la legislație și o să fie numai de aici. Yeah.
Thank you.
Da, ți gata, Margareta, și am venit cu bicicleta, și am venit cu șermăcare, că mor copiii de poane. Uite la bărbatul meu, că e proșul ăsta rău și lucrează la băcan și n-a dus niciun leu. Aoleu, eu țiganul mă covești și am acasă trei femei. Una e mută, una e surdă, una e cu copil în vârstă. Trei cuțite am la mine, nici unul taie bine. Unul plânge, unul râde, unul scoate sânge, sânge negru, închegat de la capul. Da!